În fiecare seară, de la orele 20, aveți ocazia să dați restart vieții dumneavoastră și să vă gândiți puțin la ea, la ceea ce ați mâncat, ceea ce ați băut, ceea ce ați făcut cu corpușorul dumneavoastră, astfel că veți putea foarte, foarte simplu și foarte, foarte ușor să vă dați un restart vieții dumneavoastră. Astăzi o vom avea câteva surprize pentru dumneavoastră, însă înainte de a începe propriu-zis emisiunea noastră, cea mai căutată, cea mai, să zic așa, așteptată despre rezultatele celor care au aplicat programul zilnic, program pe care cartea domnului doctor Robert Morse, Să trăim sănătos, fără toxine, pune un accent deosebit pe hidratare. Este extrem de important să știm, ca și prioritate, ce fel de apă bem noi, ce apă, despre ce apă este vorba în această ecuație. Iar luni, de la orele 20, colegul nostru drag, Victoraș Pârșan, vorbește foarte frumos despre apă, despre eticheta unei sticle de ape plate, care noi o plătim, și ce trebuie să avem grijă să scrie pe acea etichetă dacă ne dorim a fi băubilă. Da? Aici este extrem de important. Apoi, marți, avem un subiect deosebit, rolul hidratării celulare și a sistemului imunitar, unde cu toții avem nevoie de o forță, da? De polițiști aceștia care să lupte cu microbii, da? Mai ales acum că toamna, primăvara vin virozele și plăcerile. Iar având o apă băubilă, da, cu hidrogen în ea, noi putem, ca să ajutăm acest sistem imunitar să fie lejer și să se lupte cu microorganismele, cu virus și cu bacteriile. Miercuri este vorba despre detoxifiere celulară pe organe și sisteme de organe. Aici, iarăși, este extrem de important pentru cei care sunt noi pentru prima dată, da, și eu vă iubesc. Să curățați corpul pe interior așa cum faceți la exterior. Bineînțeles că poate nu ați auzit de așa ceva, dar eu sunt sigură că schimbați uleiul la mașină anual sau la un anumit kilometraj, da? Ce înseamnă acest lucru? Că ați rodat mașina aceea și că trebuie, da, dat combustibil nou. Ei, noi am folosit o viață, da? Mâncăruri nepotrivite, lucruri nepotrivite. Și ce facem noi, da, cu acea hrană care nu a fost potrivită pentru noi? Cum o dăm noi afară dacă nu facem curățarea? Ei, miercuri aveți un foarte frumos training, da, despre acest aspect deosebit de important care se dorește a fi aplicat, pentru că dacă nu-l aplicăm, teoria fără practică este zero. Iar ieri ați vorbit despre digestie și nutriție celulară, unde ați observat cum este bine să combinăm alimentele și, mai mult decât atât, să ne facem un obicei dintr-un stil de viață sănătos, de a ne hrăni și ne-a hidrata într-un mod corect, astfel încât, prin faptul că hrana ne este medicament și medicamentul să ne fie hrană, să întinerim celular 10 chiar 20 de ani, 30 de ani, de ce nu? Vreau să vă spun că emisiunea este transmisă live pe grupul meu privat de Facebook, unde acolo puteți să observați, da, oameni, femei, care la 79 de ani fac bodybuilding, da? Deci iată ce înseamnă acest aspect, înseamnă că al nostru corpușor niciodată nu îmbătrânește dacă, 1, îl hidratăm corect, 2, îi oferim o hrană în acord cu ceea ce se hrănesc animalele și păsările. 3. Facem sport. 4. Avem gânduri bune, da? Vorbim frumos, întotdeauna ne controlăm. Și 5. Facem și un post. Mă numesc Ancuța Chiorian, sunt psihonutriționist și astăzi voi fi gazda dumneavoastră împreună cu o colegă foarte dragă mie. Și anume, Maria, unde ești? Aici sunt.
Așa, Maria, ai cuvântul? Bună seara, Ancuța, bună seara tuturor. Mă numesc Maria Baluș și îmi face mare plăcere să fim în seara asta împreună. De obicei nu am emoții, dar acum ai vorbit așa de frumos că... Nu, de obicei am emoții. Seara asta încerc să am mai puțin și este normal. Ce pot să spun? Eu am început programul pe tine personal, nu te-am cunoscut, l-am cunoscut pe domnul Victoraș din septembrie anul trecut, care doar când am auzit de programul acesta, ne mi-a venit ca o mănușă. Dacă mă întreabă, am crezut, eu am avut în viața mea multe probleme, multe sfide, să zic așa, și peste care am trecut, dar nu le-am reparat în totalitate. Și atunci când am văzut de deparazitare, am zis, am făcut destule, dar chiar de parazitare nu am făcut. Trebuie neapărat să ajung. Eram la fată în Austria și am venit în România. Am cunoscut un pic echipa, am înțeles despre ce este vorba și am început curățările. De atunci, rezultatele mă surprind pe mine cât, pot să zic zilnic. Zilnic îmi dau seama că, de fapt, nu mai am probleme cu problemele grave care le aveam. De exemplu, sufeream de o toată viața am avut, de 40 de ani, eu am 62 de ani acum, tensiune, mulțumesc, tensiune care nu mi-am stabilizat-o cu niciun medicament. Deci, mi-am echilibrat tensiunea, care este un lucru foarte important, chiar dacă uneori noi nu dăm importanță. Eu sunt și terapeut și am studiat cât de cât medicina și cunosc, dar nu înțelegeam de ce totuși tensiunea nu mi-o puteam să mă reglez cu orice ar fi. Am ținut diete, am făcut. După ce am făcut curățarea corpului, după a patra curățare, am avut tensiunea foarte mare, trebuie să o spun și pe asta, fiindcă persoanele care atunci când curăță corpul, noi intrăm într-o fază de vindecare și nu ne dăm seama că, de fapt, corpul nostru lucrează și când lucrează, sunt niște schimbări în corp. Deci eliminăm toxinele. Toxinele nu ies așa cum vrem noi ușor și corpul se destabilizează un pic. Mi s-a ridicat tensiunea foarte mult, că am ajuns să iau, într-adevăr, am ajuns la farmacie să iau captopril, nu mi-am dat seama că, efectiv, nu știam ce să fac. Și după 2 zile am luat captopril, a treia zi, eu nu am mai avut nimic. M-am eliberat de tensiunea asta care m-a posedat toată viața. De 40 de ani am avut, de la 22 de ani, când am depistat tensiunea mare. Deci, concluzia la mine a fost nu numai emoțiile și viața un pic stresantă pe care am dus-o, era că, de fapt, eu nu aveam corpul curat. De acolo mi-am dat seama că pleacă tot. Acum nu pot să zic că sunt perfectă, că nu mănânc, că țin exact dietă. Domnul Victoraș este, îl felicit și mă închin în fața lui că este un om deosebit, dar eu mai scap pe colo, pe colo, că mulțumesc Dumnezeu, sunt acum foarte bine, foarte bine. Nu mai am dureri de oase, nu mai am dureri de genunchi, care îmi rămăsese durerile de genunchi, nu le eliminasem. Și eu acum pot să fac orice și nu mai mă doare absolut nimic. Și când aud persoane că eu mai am 2 surori care au făcut programul și una din ele, a patra, noi suntem 5 surori și zice... E, nu, Mioara zice, trebuie să avem o vârstă și trebuie să mergem și cu dureri, că așa ne-a lăsat Dumnezeu. Eu am rămas un pic așa. No, nu este așa. Nu, noi putem trăi fără dureri. Și doresc ca toată lumea să ajungă la să înțeleagă lucrul ăsta. Noi putem încetul cu încetul, fiecare cu posibilitățile lui. Important este să schimbăm apa. Așa cum zice Ancuța, apa este foarte importantă. Eu am persoane care au schimbat apa, doar apa au schimbat-o și îmi spune Maria, eu deja sunt altă persoană. Urina vede că este mai închisă la culoare. Deci noi curățăm corpul numai cu apă, dar important este să fie apa curată. Eu, cum am spus, am avut mari probleme, am fost și la Popa Valeriu pe timpul probabil
cine sunt aici mai în vârstă cunoaște, pe domnul Popa, și am ținut post și am făcut apă distilată, am băut cu post 7 zile. Trebuia să fac mai mult, dar n-am putut, cu toate eram tânără, dar munceam. Și a fost foarte dură chestia aia, post și clizmă doar. Aici noi cu programul ăsta, spun cu mâna pe inimă, se poate face oricine programul ăsta și putem să ne reîntoarcem să fim sănătoși. Să fim sănătoși în limita noastră. Nu spune nimeni să faci programul 3 luni de zile sau 4 luni, 5 luni, cum poate fiecare. Poți să faci acum să scoți pietrele de la fiere asta. După aia poți să începi după o săptămână, două, să iei o pauză, depinde, și să faci intestinele. Fiecare are ritmul său și financiar și nu contează. Important e să vrei. Dar de fapt de acolo trebuie să plecăm. Că voința... Eu vorbesc acum un pic și pentru mine, fiindcă am făcut 2-3 curățări de colon și 9 de ficat. Și sincer să fiu, acum mi-e un pic greu să mai fac, să mai fac din nou, fiindcă am spus, eu mai mănânc și... Nu, stați că o intrat cineva? Da, e ok. Da, până vine Maria. Așa este, ideea este că fiecare dintre noi avem rezultatele specifice, rezultatele, să zic așa, individuale. Vino Maria înapoi, dacă ai revenit. Seara bună tuturor! A intrat cineva. Mă scuzați. Și spuneam că este un program foarte ușor pentru fiecare. Pentru fiecare să-l ținem în limita... Nu contează vârsta, important e să vrem. Acum nu mai este parcă așa de ușor să mai fac cum am făcut prima dată. La început am fost mai ambițioasă. Probabil sunt printre noi care la fel s-a întâmplat, de aia și spun că să nu ne descurajăm, că noi începem și poate nu putem să ținem cu salată. Eu prima dată îmi venea să mănânc salată și sunt un pic, nu prea aveam timp și mi-am frulat toată salata, mi-am băgat-o la mixer, mi-am frulat, mi-a pus apă de toate acolo și am mâncat-o cu lingura, că voiam să fac programul cum trebuie. Trebuie să mesteci foarte mult și atunci am zis, nu, mai repede o fac așa, deci aveam foarte mare voință. Acum un pic mi-a scăzut voința, că sunt bine. Dar spun lucrul ăsta, fiindcă nu trebuie să ajungem să ne fie rău ca să facem programul ăsta. Eu pot să spun că mi-am reglat toate problemele. Am fost la dentist să mai fac niște verificări și când am completat fișa, mi-am dat seama probleme care eu mi-am scris acolo, am avut. Atunci mi-am dat seama că eu, de fapt, nu mai am nicio problemă. Și apoi am fost la cu nepoții, ne dăm pe topogan și multe altele, ca nepoții de 5 ani. Eu nu mai, înainte nu puteam să mai urc pe topogan cu ei, fiindcă mă dureau genunchi. Acum eu urcam și chiar întreba cineva, dar câți ani are mama ta? Pe fata mea a întrebat-o. Păi zicea de 62. Serios, o zis? Dar uite la ea, nu doare nimic. Ei, dar mama e un pic normală, fiindcă trebuie să avem ambiție. Se poate, da. Se poate trăi. Adică ai 26, Maria, 26, nu 62. 26 pe un picior, ce? Pe un picior și... Nu, mulțumesc lui Dumnezeu că am întâlnit oameni minunați și mulțumesc Dumnezeu în fiecare zi pentru tot ce îmi vine în viața mea, fiindcă eu știu că nu ne trimite oameni pentru că și pentru bine și pentru rău, dar când aud că mai îmi spun persoane, zice, Maria, dar eu nu pot, fă ceva ca să ne motivez. Și atunci mă întorc la mine în timp și zic, dar pe mine ce m-a motivat? Păi vreau să spun, când îți spune doctorul că ai un pic de cancer și ai un copil care, doi copii care îți rămâne, îți trebuie motivație mai bună ca asta? Atunci nu trebuie să ajungem acolo. Nu trebuie să ajungem acolo. Mulțumesc Dumnezeu, am scăpat cu toate organele fără să ajung la operație, fiindcă am crezut în Dumnezeu. În Dumnezeu și în puterea pe care o avem în noi. Dar trebuie să și facem acțiune. Și ce pot să spun mai departe? Ca toată lumea să înțeleagă că este un mare dar de la Dumnezeu să fim sănătoși. Nu trebuie să fim bolnavi. Cuvintele lui sora mea chiar nu au rămas întipărite. Ma nu, că așa trebuie, că trebuie să... La bătrâneți trebuie să fim bolnavi. Oare chiar trebuie să ne doare să murim să murim bolnavi? Nu trebuie. Sau să luăm un pumn de medicamente, trăim numai cu medicamente. Nu. Se poate, vă spun eu cu mâna pe inimă, se poate
în ritm la fiecare și îndrumătorii care fiecare, cine are îndrumători, că toți avem îndrumători aici, să vorbească cu ei, să-i întrebe, trebuie să se țină un îndrumător de acea persoană și îndrăzniți să chemați îndrumătorul, fiindcă de multe ori mi se spune, Maria, dai multe persoane, mi-e rușine, te rog frumos, fac și eu ca Victoria și pe mine mă deranjează cine nu mă deranjează. Chemați-mă la orice oră, bine, închid telefonul după ora 12 noaptea, dar vă rog frumos, eu decât prefer să aud că n-a făcut programul bine sau i-a fost rău și nu m-a chemat. Am persoane care m-au chemat la 1 noaptea că Maria mi-a crescut tensiunea și amândouă am analizat situația de ce crește tensiunea și am înțeles de fapt de la ce, fiindcă este o persoană foarte inteligentă, dar nu am înțeles nici eu că de fapt nu făcea mișcare. Noi mâncăm, bem apă, dar trebuie să și mișcăm corpul. Dacă noi nu mișcăm corpul, toxine și se umpla picioarele și era o doamnă care mânca foarte sănătos și chiar nu am înțeles, situația mă depășise. Și împreună am înțeles de la ce și atunci, a doua zi când a început să facă mișcare mai multă după amiază, i s-a reglat totul și zice, uite, Dumnezeu cum lucrează prin oameni. Era o doamnă foarte credincioasă, dar nu înțelegea. Deci cu îndrumătorul, orice trebuie să discutăm ca să înțelegem. Noi nu putem noi, întrebăm pe alții, că nimeni nu se naște învățat, tot timpul învățăm, dar trebuie să facem așa cum este mai bine pentru noi. Trebuie un pic Maria, să... Nu... Da. Da, am o întrebare la tine. Tu ai dăruit aceste informații pe care tu le-ai primit și se vede acest lucru și felicitări. Dar știi cum este? Sunt pentru prima dată persoane cu noi în această seară. Și parcă lor nu le vine să creadă că tot ceea ce spui tu și cei care vor spune mai departe, că avem foarte mulți invitați, chiar vă rugăm să mențineți telefoanele și microfoanele închise și să vorbiți atunci când noi vă numim, să nu fie aici o dezordine, să fie așa frumos, așa cum trebuie să fie într-o rețea a fericirii, o rețea a iubirii. Ce te-a făcut pe tine, Maria, să începe acest program zilnic de hidratare, pentru că acest aspect este primordial pentru toți cei care sunt pentru prima dată în această seară să înceapă să consume o apă bună, o apă pură. Ce te-a determinat pe tine? Așa cum ai spus tu la început, ți-ai mixat și salata astfel încât, pentru că noi știm că prin masticație se asimilează repede vitaminele, oligoelementele și toate mineralele de care corpul nostru minunat are nevoie. Dar ce te-a determinat, care a fost forța motrice pentru tine, care te-a determinat pe tine astfel încât să respect, domnule, așa cum scrie Robert Morse în cartea lui, toate aceste instrucțiuni? Bună întrebare, Ancuța. Eu sunt genul de om care nu pot să spun ceva. Nu pot să spun ceva până nu provezi pe mine. Dacă eu spuneam mai departe că am făcut ceva și eu nu am făcut, nu știu... Deci întâi probez pe mine și după aia pot să spun mai departe. Dacă nu probez pe mine, eu nu am convingerea că pot să spun mai departe. Nu sunt corectă cu mine și asta nu-mi place mie. Da. Întotdeauna vreau să fac întâi, să văd corpul meu cum reacționează și după aia, dacă am avut un pic de dubiu, sincer, la început, am zis, chiar pietricelele alea, cum Dumnezeu a ieșit? Că mi se părea dur așa și zic, hai să vedem. Chiar nu mai aveam să fac nimic când mi-a zis prietena mea din Austria, dar ceva mă împingea să fac, fiindcă de parazitare nu am făcut niciodată și m-am gândit, dacă doctorul dă la căței să deparaziteze corpul, de ce nu ni se spune deparazitați și voi corpul? Asta pentru mine a fost o chestie care am zis, deparazitați și știu foarte bine că suntem plini de microbi, de tot felul de... Este normal, bacterii care se hrănesc de înăuntru nostru, dar nu am făcut niciodată, n-am luat pastile. Eu de obicei nu prea am eu pastile, nu mai luam și cu tensiunea eu luam din când în când, dar asta m-a determinat și am zis, trebuie să văd și să văd pe... Știi cum e? La început trebuie să vezi tu ca să poți să spui la alții. Și eu sunt una care nu pot să spun până nu fac pe mine. Acum, ultima întrebare, Maria, pentru tine.
este că tu ai urmat cu strictețe toate instrucțiunile din cartea lui Robert Morse. Credeai tu că tu îți poți vindeca atâtea de multe probleme doar schimbând apa și așa să schimbi viața? Nu, sincer, credeam, dar nu credeam că am așa de... Atâtea de simplu. Evoluție, exact, fiindcă la mine nu s-a rezolvat imediat, s-a rezolvat tensiunea, ok, s-a rezolvat imediat, dar cum am mai spus, nu pot să spun că eu am fost una care am făcut numai diete și numai mâncare crudă și nu, cum trebuie să ții programul. În perioada aia am ținut foarte strict, dar după aia am mai făcut pauză, am mai mâncat, am fost în vacanță, nu pot să spun că nu așa. Și atunci am... A funcționat. A funcționat. Și acum când greșesc și nu am crezut că o să... Eu acum îmi dau seama, în timp îmi dau seama că de fapt nu mai mă doare aia, că nu mai mă doare, mă doare așa. Atunci nu mi-am dat seama, eu trebuia să... De exemplu, unghiile, mi-am dat seama că nu se mai rup. Păi, nu știam atunci. Părul, când mă pieptănam, acum îmi dau seama că eu nu mai încurăț peria de o dată pe lună sau câte un pic de... Deci în timp asta se fac în corp, chiar dacă nu sunt chiar corectă. Corect înseamnă să ții pe viață. Eu trebuie să spun și asta. Nu, eu nu pot să țin chiar așa. Dar știi ce țin eu foarte bine? Combinația o țin foarte bine. Deci mănânc o bucățică de carne, mănânc o grămadă de salată. Carnea să fie mai puțină decât lirianul de salată. Mie îmi place foarte mult salata și îmi fac foarte multe crudități, semințe încolțite și hidratate. Asta îmi place foarte mult. Și... asta este sănătos. Sucurile astea care ne ajută, sucurile verzi, se poate trăi. Persoanele care nu pot să țină, care au probleme cu stomacul și nu pot să țină cu sucuri verzi, eu le recomand să facă un pic la abur. Că când sunt fierte, se distruge multe enzime. Deci la abur, întâi la 7-8 minute, după aceea să le mănânce. Dacă nici așa și așa doare stomacul, să le fiarbă mai mult. Dar... trebuie să mâncăm hrana pământului și vă spun un lucru. Eu am lucrat și în Italia și am fost un pic prin lume. România este o țară binecuvântată. Încă mai avem lucruri naturale. Mă duc pe piață, eu sunt de Piatra Neamț. Este plină de tot ce vrei. Și din grădina noastră. Sunt băbuțe pe piață care are varză, are ridic, are sfeclă roșie apoi. Varză roșie, varză albă. Cartofi natur care în Austria sau în Italia nu prea mai găsești. Suntem mulțumim încă bine... frumos, Maria, dragă! Mulțumim din toată inima pentru că ai deschis într-o notă atât de minunată și de pozitivă această emisiune în care rezultatele noastre primează, da, și ești la butoane, așa că ne mai auzim pe parcursul zilei de astăzi. Mulțumim tare mult! Iată, avem o doctoriță care este din Cluj-Napoca, o cheamă Carmen. Carmen, dacă ești pe undeva, pe aici, să deschizi microfonul, să deschizi camera, că e multă lume și nu te văd. Hai să vedem dacă e pe aici, Carmen. Dacă... nu se vede, o să intre probabil un pic mai târziu. Avem o mână ridicată, iPhone. Oare cine este de insist așa ca să vorbească? Vă rugăm să ne deschideți microfonul și camera dacă doriți să discutăm. Dacă nu, e ok. Haideți să vedem... o secundă. Carmen, dragă, oare ne auzi? Ne vezi? Să îți dau drumul la microfon? Probabil că o să deschidă camera puțin mai târziu. Da, Nora, uite, avem o mână ridicată. Nora, te ascultăm, Nora. Dacă poți să deschizi camera, te rugăm și îți mulțumim. Da, Nora? Bună seara! Bună seara! Bună seara! Văd că nu mi se deschide camera, dar nu știu de ce. Deci, e imposibil la fotocul. Nu știu de ce nu mi se vede camera. Nu-i nimica! De unde sunteți, doamna Nora? De unde sunteți?
Bună seara la toată lumea. Sunt din Brașov și sunt de puțin timp aici, sunt mai nouă, sunt nouă aici. Chiar am început de o săptămână, am început acest program. De urmărit, vă urmăresc de foarte mult timp, din iulie, pentru că atunci am fost invitat în acest grup de doamna Maria Balăș, care abia a vorbit înainte. Și v-am urmărit în fiecare seară și am și început cu apa. Deci am început să beau apă, pentru că aveam o problemă foarte delicată cu pielea. Am o piele care era foarte deshidratată. Deci da. Când mergeam la medic, la orice medic mergeam, că era dentist, că era ginecolog sau dermatolog, aia spunea, bei apă? Zic, da. Dar eu apă făceam calcul la toată apa care o beam dimineața, cu ceai, cu cafea, cu asta. Deci nu era corect. Bun. Anul ăsta chiar am avut o piele atât de deshidratată încât nu mai e, deci nici pe față, mă strângea pielea pe față, pe picioare, pe burtă, tot corpul era cu pielea crăpăcioasă. Foloseam cremă hidratantă, dar degeaba o foloseam pentru că nu m-a ajutat. Deci dimineața și seara nu m-a ajutat. E, atunci când am înțeles că trebuie să beau apă, am ajuns să beau nu 2 litri jumate, 3. Am zis, așa cum poate ceilalți care au testimoniat că pot să bea apă mai multă, zic, așa cred că pot să beau și eu. Într-adevăr, cam băut. Și de o săptămână, sub îndrumarea doamnei Maria Balăș, am început programul zilnic. Am avut prima curățare de picat, care sunt mândră pentru că am făcut-o cu strictețe și, într-adevăr, rezultatele s-au văzut. S-au văzut că am eliminat destule pietre și toate verzi. Asta nu știu ce înseamnă, că e de colesterol, că e altceva, dar am curățat foarte mult. Eu am mai făcut curățări și cu ani în urmă, dar nu așa rezultat. Cum a fost ăsta de acum, prima dată. Deci vă spun că sunt foarte mulțumită și, într-adevăr, că un rezultat l-am văzut și la piele. Deci pielea mea s-a hidratat și nu mai este cu probleme. Deși la degetele mari, acum când dădea frigul iarna, cum începea frigul, la degetele mari de la mâini mi se crăpa până la sânge pe lângă unghii pielea. Deci acum eu nu am nicio problemă să spun de piele. Mai sunt altele, dar pe parcurs nu pot să spun că acum de la prima curățare că am rezolvat totul. Mă simt foarte ușoară, mă simt bine, mă simt cu energie și sunt mulțumită pentru ce am început. Și mulțumesc mult și lui doamna Maria că m-a invitat în acest grup așa și într-adevăr că mi-a căzut ca o mănușă, vorba ei cum a spus ea, că mi-a căzut ca o mănușă. Deci da. Eu prima dată toată lumea se speria că trebuie să fac, dar pentru că suntem prea leneși. Asta este concluzia mea, că suntem prea leniși și nu vrem să facem ceva pentru organismul nostru, pentru sănătatea noastră. Că dacă face toți ceva pentru organism, pentru sănătate, s-ar vedea. N-ar mai fi atâtea cozi la farmacii, mă gândesc eu. Așa este, doamna Nora. Și dacă ați spus că de o săptămână dumneavoastră efectuați acest program zilnic și ați dat startul și chiar ați început cu apa și ați avut asemenea rezultate, credeați dumneavoastră că atât de simplu, totuși atât de complicat pentru majoritatea oamenilor să aveți asemenea rezultate?
Nu, deci am fost de la început, cum e toată lumea, că este mai sceptică, așa, că nu crede când face apa minuni sau așa, dar eu am început să beau apă, pentru că, într-adevăr, toată lumea spune bea apă, bea apă. Și reclamă și la radio în fiecare zi. Minim 2 litri de apă. Nu. Atunci trebuie să bem apă ca să facem ceva pentru organism. Că, într-adevăr, se vede și acum am înțeles că, da, într-adevăr, apa face minuni. Deci apa este minunea corpului. Așa. Că am început din iulie, de cum am început să vă și urmăresc, am stat 2-3 zile, am ascultat cu atenție tot ce beneficii sunt cu apa și am și trecut la acțiune. Deci am început cu apa și din iulie și până acum o săptămână am băut numai apă bună. Am făcut rost și de cană filtrată și de toate ustensilele de măsurat de tesmetru și ionizator din aia. Deci și cartea doctorului Robert Mose, tot l-am comandat și l-am. Bravo, l-am. Felicitări, doamna Nora, și ce să zic, sunteți un exemplu viu pentru toți. Deci sunteți un exemplu și este foarte bine să luăm aminte. Apropo de ceea ce a spus doamna Nora și Maria Băluș, și altă problemă. Da. Deci altă problemă. Eu aveam problemă cu sinuzita. Am sinuzită. Sunt operată de 2 ori, o dată de septul nazal și după 2 ani de sinuzită, pentru că mi s-a oprit tot catarul în frunte și a trebuit să mucusul ăsta trebuia să mă opereze, să mă curățe. Și da, am devenit foarte sensibilă și am convingerea că acum, cum am băut apă, beau apă și cum am făcut și prima curățare, deja se vede ceva, un pas înainte. Nu mai am același catar, pentru că eu continuu aveam probleme cu, mi se oprea în gât. Și dimineața era foarte scârbos, ca să te auzi toată dimineața, o oră așa în șir, până putea să curăț toată catarul ăla din gât. Și văd că acum nu mai este. Deci încet să mi se desfunde nasul, să mi se desfunde și urechile, că aveam probleme cu urechile, când normal, când mi se făcea mucusul în nas, aveam probleme și cu urechile. Plus că eu am o operație destul de delicată la urechea stângă, care nici nu mai aud de ea, că am avut o tumoră pe nerv acustic la urechea stângă. Deci, super, doamna Nora! Felicitări și vă mulțumim! Trebuie să o protejez pe aia altă, să am grijă ca de ochii din cap. Foarte frumos! Apropo de ceea ce a spus și Maria Băluș chiar la început, da, și de Nora, o boală, după cum ați și observat, nu se vindecă în cabinetul medical și nici în farmacie. O boală nu se vindecă cu medicamente create într-un laborator. Doar acoperim efectul bolii. O boală se vindecă în laboratorul lui Dumnezeu, da? În plimbările de pe munte, în grădină, cu fructe, cu legume proaspete, în aromele plantelor, în cămara cu legume uscate și ceaiuri, în comunități cu oameni frumoși la suflet. Ne vindecăm puțin câte puțin atunci când privim cerul, când avem compasiune, iubire, toleranță. Ne vindecăm cu ajutorul unui cuvânt care ne întregește și care ne zidește. Pentru că boala se vindecă în primul și primul rând cu și prin Dumnezeu, și prin și cu ajutorul plantelor, legumelor, pentru că adevărata vindecare nu va veni niciodată de la alți oameni. Fiecare om își are nevoințele sale, trebuințele, durerile sale. Putem doar ameți puțin efectul bolilor, dar la cauză vom ajunge foarte rar sau niciodată, deoarece adevărata vindecare pornește din mintea și din sufletul nostru,
da, unde este cauza bolilor, după care, dintr-un program de curățare, așa cum a fost amintit, și mai mult decât atât, așa cum și Maria a spus, oamenii își deparazitează animăluțele de casă și, din păcate, noi nu o facem, ceea ce nu este ok. Uite, Mărtinica Mihaela, bine ați venit alături de noi, doamna Mărtinica, vă rugăm să vă deschideți microfonul și să vă întreb de unde ne vizitați și de cât timp sunteți alături de noi. Bună seara tuturor! Bună seara! Eu sunt din primăvară, de prin aprilie. Așa. Și din România, din Italia? Din România. Așa. Da, și îndrumătoarea mea a fost Balus Maria. Păi da, sora dumneavoastră, chiar se mâneați. Care este sora mea, da. Și care am înțeles de la ea că o să fie... Programul acesta este foarte bun, am înțeles și din înregistrări, din Zoom, ascultam și știam că trebuie să fac, să mă apuc de treabă serios, pentru că aveam probleme serioase și am înțeles că, da, o să dea rezultate, dar încă nu eram pregătită să mă apuc. Încă nu eram așa hotărâtă când și cum. Până când, cu ajutorul ei, bineînțeles, am început, am dat startul, am început cu apa și nu mă așteptam la atâtea rezultate. Ce ați avut înainte? Cu ce probleme v-ați confruntat înainte de a începe acest program, doamna Mărtinica Scumpo? O să spun că luam tratament de tensiune, care era normal. Eram hipertensivă și trebuia să le iau zilnic. Cu toate că uneori mai uitam, nu-mi plăcea ideea că trebuie să iau tratament de tensiune. Alte boli de oase, aveam reumatism, hernii de disc, dureri de genunchi, hemoroizi, care îmi făceau necazuri. Dar când am început, cel mai mult am vrut să scap de durerile de genunchi, alea erau cele mai insuportabile, cele mai grele. Și chiar speram să-mi aducă rezultate. Dar nu mă așteptam. Nu mă așteptam ca după ce termin curățările de picat, colon, sânge, tot. Dar s-a simțit, de la bun început, se simțeau ameliorări. Cred că se simțeau ameliorări de când am început cu apa. Că nu mai trosneau genunchii așa și începeau să mă mai lase durerile. Și... Dar fără medicamente. Deci nu mai luam niciun fel de medicament. Și eu nu puteam să stau fără ele. În halul ăsta mă durea, nu puteam să dorm fără medicament. Și am scăpat. Mă bucur foarte mult că am scăpat de toate astea. De acea durere de genunchi, în special, după o anumită vârstă, este insuportabilă acea durere de genunchi. Și iată, da, mă așteptam. Mă așteptam la să merg la medici și să-mi dea iarăși o grămadă de medicamente, de tratamente, de... Era groaznic, numai gândul că trebuie să ajung și ce urmează m-a înspăimântat, pentru că eu nu mai vreau medicamente, nu mai vreau nicio pastilă. Așa că am început programul serios, am făcut curățările și mă bucur că am rezultate bune, foarte bune. Acum sunt iar nouă, ca la 25 de ani pot să spun, dar țin programul serios, respect apa care e viața noastră și trebuie să bem în cantitatea care trebuie să fie bună. Și, bineînțeles, și mâncarea contează foarte mult. Și aici trebuie să... Da. Să lucrăm. Să lucrăm, da. Să ținem. Acum, doamna Mărtinica Scumpă, credeți dumneavoastră că este atât de simplu? Doar să schimbați apa și să vă schimbați viața? Da, nu credeam că e simplu, dar asta nici nu mă apucam. Era cam greu să mă gândesc că nu mai trebuie să mănânci dimineață, că trebuie să bei atâta.
mi-era un pic greu să mă gândesc la chestia asta, că eu nu pot. Dar se poate, până la urmă nu e chiar atât de greu. Nu e chiar atât de greu, doar ne înspăimântăm programul ăsta. Dar nu e cine știe ce, se poate. Și dă rezultate foarte bune. Știți de ce nu se prea poate? La majoritatea persoanelor, deoarece nu își schimbă apa, nu testează apa, nu au cele două instrumente principale, tedesmetru și electrolizorul, să testeze, să vadă dacă apa lor este băubilă, pentru că dacă apa nu este băubilă, nu se poate bea. Și atunci, normal că lor le este greu să bea apă și se miră de noi aici că suntem oarecum broscuțe, că numai ele beau atâta apă. În loc de mâncare, beam apă și dispărea pofta aia de mâncare. Nu mai mi-era foame, așa că merge să fie apa bună în primul rând. Cu asta putem să facem treabă. Mulțumim tare frumos, doamna Mărtinica, vă mai așteptăm alături de noi și felicitări pentru rezultate și mult, mult succes în continuare. Mulțumesc mult, la fel la toată lumea. Da, este o întrebare de la doamna Giulia în chat. Cineva v-a dat un link să fiți în această seară alături de noi. Prin urmare, luați legătura cu acea persoană care v-a invitat și o să vă dea relația cei cu această apă. Apropo de aceste medicamente despre care tocmai și doamna Martinica a discutat, că nu putea trăi fără medicamente, astăzi când se discută cu îngrijorare despre sfârșitul erei antibioticelor de sinteză, care, domnule, nu mai pot să facă față rezistenței crescute a microbilor, este timpul să ne reamintim că există antibiotice naturale, a căror forță e dovedită și de știința modernă. Da, și voi știți care sunt acelea, miere, propolis, și știți protocolul care noi le avem. Însă, în natura neatinsă de mâna omului nu se cunosc, și aici este foarte important, epidemii de boli microbiene la plante, albine sau animale. Ați mers în pădure, ați văzut vreodată lupii, urși, vulpile care să aibă probleme cum au oamenii? Eu nu cred că ați văzut așa ceva. Pentru că acolo plantele secretă acele substanțe care mențin germenii sub control, protejează mugurii, bobocii și mlădițele tinere, uleiurile volatile apără plantele și curăță aerul din jur. Iar animalele sălbatice și domestice care consumă această hrană naturală, ce ziceți, sunt extrem de sănătoase. Iar albinele recoltează de la plante nectarul sau seva pentru miere, iar rășinele pentru propolis și le folosesc în cuibul lor pentru viață, curățenie și sănătate. Pentru mine este extrem de important, da, să ne întoarcem, să vedem cum Dumnezeu a făcut această natură să se mențină sănătoasă, fără atâtea probleme cum au oamenii. Da? Și ce este foarte important să ne reamintim că a ne întoarce la remediile naturale, acest lucru este singurul nostru medicament real și care vindecă fără a avea efectele secundare. Aceste antibiotice vin cu efecte secundare, iar noi nu ne dorim asta. Și există, bineînțeles, căi mult mai bune, mai sigure, mai inteligente pentru a avea grijă de corpușorul nostru, care conține de 10 de ori mai multe bacterii decât celule la nivelul pielii, intestinului și membranelor mucoaselor. Numai în intestin se găsesc peste 10 trilioane de organisme, reprezentând mai mult de 10.000 de specii. Deci nu putem lupta cu microorganismele. Este timpul să înțelegem rolul lor și să colaborăm cu ele, să cooperăm cu ele. Iar medicamentele de sinteză vor suprima simptomul de a nu ne vindeca cu adevărat, deoarece doar plantele au capacitatea de a oferi combustibilul necesar organismului pentru ca el să se poată autovindeca. Și iată, noi avem un protocol pe care vi-l dăruim cu foarte mare iubire celor care ne-l solicită în grupurile noastre de WhatsApp, astfel încât să dăm șansa
vieții noastre să fie mai bună și mai frumoasă ca niciodată, cu acordul nostru, da? Deci avem nevoie de o decizie. Domnule, am mâncat prostioare până acum, am făcut ceea ce ne-a trebuit. Hai să ne întoarcem în natura asta pe care Dumnezeu a creat-o și să ne privim la plante, la animale, că ele n-au nimica. Da? Și noi, iată că ne luptăm. Haideți să mai vedem iarăși experimente frumoase. Avem doamna Elena Iordache, avem o mânuță acolo. Doamna Elena, bine ați venit și bună seara! Da, bună seara la toată lumea care este pe Zoom. Unde sunteți, doamna Elena, și de când sunteți alături de noi? Da, sunt din Tulcea. Așa. Sunt de o lună de zile, aproape o lună de zile, urmăresc programul. Bravo! Urmăresc de 3 săptămâni, aproape în fiecare seară. Dar de cam o lună de zile am văzut pe YouTube prima oară. Am făcut tot posibilul ca să pot intra pe Zoom, am reușit pe un grup unde am găsit-o pe Lidia, o doamnă care este în Italia, îndrumătorul meu. Ce vroiam să spun? Vroiam să spun că, într-adevăr, am intrat în program împreună cu soțul meu, dar amândoi aveam surplus de greutate, amândoi sufeream de tensiune, eu am căpătat și diabet în timp, în șir bolile, dar aveam și o boală autoimună, sfer de lupus, și nu obligat că ne-am săturat, tensiune aveam amândoi, cum am zis, ne săturasem de medicație, într-adevăr, mâncam prost. Primul lucru pe care l-am aflat a fost apa, schimbarea apei. Mi-am dat seama că este un lucru extraordinar, da? din ceea ce am auzit la domnul Victoraș. Am discutat cu soțul, era seara, am explicat soțului, zic că sunt niște lucruri interesante, ar trebui să le vedem din nou, amândoi. Am fost de acord, într-adevăr, și am luat program. Am luat un program, da? Am făcut prima săptămână de detoxifiere, da, de curățare. Bineînțeles că am început cu apa exact cum se spune în live-uri, în deposturi, adică la ora 6 și până la ora 10 ziua, bem numai apă, apoi începem să mâncăm ori fructe, ori ne facem shake-uri din legume, din fructe. Vreau să vă spun că am rămas săptămâna trecută, a fost prima noastră săptămână de curățare, în care am scos foarte multe pietre verzi. Da, mi le-am fotografiat și eu de să le am amintire. Soțul a scos și el parcă ceva mai maro, dar nu atât de multe ceea ce am avut eu. Nu vreau să vă spun câte erau mari cât o unghie mare și mai mari, dar mici enorm. Nu le-am mai putut, îmi cer scuze, lua de acolo nici cu mănușe, că da. Programul nu este greu. Nu este greu, este mai greu că în vară am fost pentru la București. Nu spunem de banii pe care am cheltuit, de bolile pe care aveam o constipație, am uitat, cronică, în care trebuia neapărat și o operație, să o fac. Ei, ne simțim bine. Programul a fost, vreau să vă spun că nu este greu. Eu am luat programul 3 în 1, este, da? Da, ok, da. Așa. Acum suntem la a doua săptămână și urmăm în continuare, pentru că avem pentru o lună, da, urmăm în continuare. Vrem să facem tot ce... Cum ne simțim? Ne simțim bine. De când am început, cel puțin de când am început cu apa, care este 3 săptămâni în urmă, da, de 3 săptămâni am început să bem apă în urmă, noi nu am mai luat pastilele de... Eu de diabet și soțul de... Și am ambii de tensiune și eu de diabet.
Ei, vroiam să vă spun că, într-adevăr, mi-a mai luat diabetul, mi-a mai luat glicemia, mai am valori mari, dar acum am aflat și eu în seara aceasta de la doamna Maria că, într-adevăr, nu am făcut mișcare. Deci da. Nu am prea ieșit în oraș, nu am ieșit pentru că noi nu am mai mâncat pâine și nici nu ne-am mai dus să ne mai cumpărăm pâine, ceea ce aveam acasă. E, de mâine am zis că plecăm la plimbare. Aici, da, este foarte important să știți, da, sportul, pentru că sistemul limfatic trebuiește să se miște și oricum o să ajungeți și după ce faceți toate aceste lucruri să curățați și limfa și fără sport nu se poate. Da. Așa. Am încercat eu Pilates, am încercat să facem, am încercat niște mișcări, dar nu este și ca mersul, cred. Ceea da. Ce o să mă apuc de Pilates, că e mult mai, e foarte eficient, cel puțin pentru tot corpul. Super, super. Doamna Elena, da. Credeți dumneavoastră că este atât de simplu să vă schimbați viața spre bine doar schimbând modul în care vă hidratați și vă hrăniți? Nu. Nu, este foarte adevărat. Am vorbit, într-adevăr, am discutat și eu cu două persoane. Am dat la fel și lor video, că eu cred că e cel mai rezonabil când se vorbește despre apă. Asta am făcut și eu. Fetele, într-adevăr, femeile sunt de acord să intre și ele în program. Am arătat chiar fotografii cu rezultatele mele, ceea ce am scos eu din corpul meu, nu numai pietre, nu știu ce mai era, nu pot să-mi dau seama ce era. Ce vroiam să vă spun? Vroiam să vă spun că numai de când am început noi 3 săptămâni cu apa, soțul meu avea 99 de kilograme, acum ai 94? 94 de kilograme, iar eu am ajuns la 76 de la 81. Felicitări! Deci noi, felicitări. Da. Suntem mulțumiți, nu știu, faceți lucruri minunate. Sper să ajung și eu, pentru că nu putem să tăcem în momentul când când ai un rezultat și vezi că este, te doare să nu cunoască și apropiații tăi. Exact. Bravo! Felicitări, doamna Elena! Sunteți minunată și ne bucurăm din toată inima că v-ați făcut curaj să ne dăruiți din sufletul dumneavoastră aceste frumoase experiențe, atât de sincere și de oneste. Felicitări și vă mai așteptăm cu rezultate. Da, da să vedem rezultatele după încă 2-3 săptămâni. Da, păi vă așteptăm săptămâna viitoare, sigur. La revedere. La revedere. Iată ce frumos când avem asemenea persoane care chiar dăruiesc din toată inima experiențele lor. Acum, așa cum am spus chiar la început, avem o doctoriță, Carmen Covaci din Cluj. Și, Carmen, poți acum, ai rezolvat cu internetul, apropo, și eu aici prin Londra. Bună! Și eu aici prin Londra am ceva distorsiuni cu internetul. Dacă cumva nu mă auziți, să știți că din cauza faptului că sunt într-o altă țară și internetul aici cam face fițe. Bine, ai venit Carmen Covaci și bună seara. Ești așa o primăvară. De fiecare dată când te văd, mi-aduce așa soare în suflet, deși afară este iarnă, tu ne încălzești. Bună seara, sunt Carmen Covaci, sunt de la Cluj. Acum sunt la Dâșnad. Am zis că mi-am furat câteva zile libere. Foarte bine. Și am zis că nu o să fac nimic în weekendul ăsta, dar când am vorbit astăzi cu tine, am zis, hai să trebuie să intru diseară și să vă împărtășesc din experiența mea cu pacienții mei. Dar mai întâi spune-ne un pic despre tine, că știi cum este. Tu ai foarte mulți pacienți, dar spune-ne un pic tu, ce te-a determinat pe tine special să le spui lor? Ce s-a întâmplat cu tine? În primul rând am făcut eu programul. Așa. Deci când mi-ai spus prima dată, am zis, zice Ancuța, zic ok, hai să vedem despre ce este vorba. Și atunci am început să, în primul rând, știi că prima dată trebuie să încerc eu ca să pot să asta spun mai este. Departe. Asta este, și da. La început am început cu apa. Deci mi-am schimbat tot ce înseamnă apa din casă. Deci am început să nu mai vin cu baxurile de acasă.
și la cabinet, super, că nu... Așa, am început să schimb apa. După ce am schimbat apa, am zis, ok, hai să schimb ceva și la mine. Și atunci am început să fac, în primul rând, curățările, deparazitările. Eu, care aș putea să spun că am un stil de viață foarte sănătos, mi-am dat seama că, de fapt, nu l-am, chiar atât de sănătos. Și corpul meu, ziceam, nu, faptul că eu nu consum alimente din carne decât foarte rar, mă gândeam că asta este, o să fie unul dintre, cum se zice, unul dintre impedimente, că da, o să fiu foarte sănătoasă și că, de fapt, eu nu o să pot să elimin balaurii respectiv. Da, ce a eliminat, da. Da. Și am făcut, cred că nu mi-a scăpat niciun program. Toate programele le-am făcut. Și după am început să împart pacienților mei și oamenilor din viața mea. Eu tot timpul spun că oamenii care s-au urcat în trenul meu. Adică, nu, ne urcăm în tren, călătorim și la un moment dat tot la fiecare stație se mai urcă câte o persoană în trenul tău, coboară alte persoane și tot timpul mă gândesc că trenul meu este foarte plin de oameni care ar putea să spun că chiar mă iubesc. Și ce experiențe așa te-au flatat pe care tu le-ai avut cu pacienții tăi? Că ai avut foarte multe. Da. Deci chiar azi noapte, de exemplu, am o pacientă din Londra, așa, care are 3 copii și care mi-a trimis un filmuleț, dacă vrei, îl pun pe grup, cu niște paraziți atât micuți, care i-a filmat așa, că pe fiecare în parte, deci așa a filmat, de la niște copilași de 3, 4 și 6 ani și este îngrozită de sistemul medical din Londra și ea de vreo 2 ani de zile, cam așa, a trecut pe tot ce înseamnă naturist, pentru că a avut tot felul de experiențe foarte proaste cu sistemul medical. Și atunci a zis, gata, a avut încredere în mine și de atunci mergem doar pe produse, adică mergem doar pe produse naturiste. Te rog să pui, să nu uiți să pui mâine video-ul ăla, te rog. Bine, să-l vedem și noi. Că oamenii, știi, deci, cum, deși ei sunt foarte, foarte sceptici, da? Totuși când văd realitatea lucrurilor, nu mai au ce să mai spună, știi? Deci pe pagina mea de masaj japonez Cluj, se numește pagina mea, sau Capaceo Kinect, o recuperare medicală, chiar am postat câteva filmulețe și câteva, deci sunt câteva întâmplări a pacienților. Și cum a scris cineva pe grup că cum se face deparazitarea. Eu zic că Ancuța este un mentor foarte bun în recomandări. Și dacă e ca un soldat, de fapt. Dar ideea este că fiecare are îndrumător, fiecare are persoana care le-a dat link-ul, iar noi respectăm foarte mult omenia, da, și acest lucru care este extrem de important. Și atunci acea doamnă drăguță, foarte curioasă, este invitată să ia legătura cu acea persoană care i-a invitat, da, și o să-i dea toate detaliile. Da, să spun, vreau să spun doar un singur, adică un caz. Da, o persoană X, nu dăm nume, a venit la mine la cabinet, am făcut analize, am văzut exact ce probleme are, a avut diabet, are diabet, gută, ulcer varicos deschis și avem deja, avea 126 de kilograme și cum sunt eu foarte directă și așa poate un pic câteodată super anumite persoane, dar sunt foarte realistă, am spus că n-are ce căuta la mine în cabinet cu kilogramele astea, în primul rând, și doi la mână, dacă nu este conștient că bolile pe care el le are este de la stilul de viață pe care îl are și de la faptul că toxinele, nu cred că există aliment în comerț care să nu aibă toxine,
Am spus să se uită prima dată să vadă ce mănâncă și după aceea ne auzim la următoarea ședință. Și mi-a zis, bine, dar mă dor picioarele, mă doare mâna, nu dorm noaptea și așa, și ce să fac? Și am zis, bea apă. Și l-a zis, doamna Carmen, a venit la dumneavoastră că să-mi dați pastile. Nu, beți apă. Și zice, atât? Atât. Doar să beau apă, da? Și a zis, nu cred că vreau pastile. Și am zis, nu. Ne vedem peste 2 săptămâni și vorbim după. Nu plec de la noastră până nu-mi dați ceva pastile. Nu vă dau. Și tot am avut așa contradictorii. Așa, până la urmă a zis, ok, bine. De unde, cum trebuie să beau apă? În primul rând, dimineața, da? Când ne trezim. De ce trebuie să bem apă? Ca să curățăm și să activăm limfa. Păi câte kilograme trebuie să beau? Clar, trebuie să bei 0,5% din greutatea corpului. Păi eu nu o să pot să beau niciodată 5 kg de apă. Păi nu puteți astăzi, da? Zic, peste 2 săptămâni când ne vedem, o să ajungeți să beți 5 litri de apă. Bun, și ce apă să beau? Acum nu o să vă trimit să beți apă din Părău sau de la munte, că e prea departe, da? Așa, și am explicat despre ce este vorba și doar în 2 săptămâni că a început să bea apă, a dat jos undeva cam 5 kg. După care, deci asta este o mărturie și chiar este, să zic, unul dintre pacienții care m-a ascultat și care chiar face tot ce spun eu și bea apă. S-a închis rana de la picior și nu-i vine să creadă și atât de tare s-a ambiționat acum, încât efectiv avem deja 24 de kilograme minus în aproape 3 luni. Extra. În care am făcut deparazitare, în care am făcut curățare sânge, în care am făcut curățare ficat, în care am făcut curățare bilă și toate după programele tale, Ancuța. Așa, iubita, și ascultă-mă, te rog, acum, domnul respectiv sau cine este, da, ce părere are despre cum se simte? Nu mai, îl mai doare ceva? Mai are ceva probleme? Îmi pare foarte rău că nu i-am făcut o poză la început, că de obicei, da, știi că eu sunt cu pozele. Da. Nu i-am făcut o poză la început, în schimb, rezultatele le am. Adică ce-a eliminat și așa, îmi spune așa, îmi spune Carmen, uite-te la mine, mă pot apleca să mă închei la șireturi. Doi, mă trezesc dimineață și am viață. O zis că înainte se trezea dimineață și nu avea viață. Mănâncă mai puțin, are mai multă energie, nu mai doare capul, că avea tot timpul dureri de cap. Așa. Deci are foarte multe schimbări, în bine, clar. Așa, și a scăzut foarte tare glicemia. Pe deasupra avea insulină de 4 ori pe zi, lua insulină, și a ajuns acum să ia una singură lentă. Deci doar lentă o mai ia. Da? Doar. Și ce a făcut, de fapt? A făcut o deparazitare, a făcut o curățare sânge, o curățare ficat, bea apă, face mișcare, adică cum să nu credeți că se apucă și face sală, că nu face sală. Efectiv, merge. Deci i-am dat să meargă undeva între 30 de minute și o oră să se plimbe. Apropo, Carmen, vezi să îi dai și protocolul pentru limfă? Pentru că asta este cel mai... A făcut, am spus mai devreme. Nu, practic ai zis... Am spus că am dat mai... Am spus și curățarea limfă. Ok, atunci e perfect. Am spus limfă, am spus bilă, ficatul cu bila, așa. Deparazitarea. Ok. Da. Și nu că se simte bine, se simte foarte bine, dar așa aș putea să spun foarte multe cazuri. Știi că am pacienți din toată țara, din Teleorman, România, din Teleorman, din Matca, din Brașov, din București, din... Da.
chiar din toată țara. Deci eu sunt chiropractor, pun oasele la loc și fac rearanjarea posturii coloanei, care e foarte important pentru un om. Adică contează foarte mult, da, contează foarte mult postura, da, unei persoane. Degeaba stăm cu umerii aici așa în față, că ne facem o scolioză frumoasă, da? Trebuie să stăm așa ca și domnișoarele frumos, cu umerii în spate, da? Ce e foarte important, dimineața când ne trezim, nu ne dăm jos din pat în 3 secunde. Ne dăm așa, prima dată facem câteva exerciții pentru partea de coloană, da? Adică aranjăm puțin partea de coloană, după care ne întoarcem într-o parte și ne ridicăm. Deci asta e foarte important ca... Mulțumim mult, Carmen! Oamenii de pe grupul tău să învețe puțin și despre postură. E foarte importantă postura. Da? Dacă stăm așa cocoșați. Cu drag. Mulțumim, îți dorim să ai un concediu de vis acolo unde ești la Tășnar și te iubim mult. Te așteptăm cu rezultatele să le pui acolo pe grupul să ne mai descrețim și noi. Bine, știi? Bine! Te pupici și te așteptăm cu drag să o seară minunată tuturor. Facem treabă împreună. Iată, dragilor, aici suntem o comunitate în care toate categoriile de persoane sunt practic intrate tocmai pentru că au avut rezultate. Și mai mult dacă Carmen spunea că am mâncat o mâncare foarte ok, cum să iasă din ea acei crocodili, da? Acei balauri. Ideea este că și eu am fost la fel, și eu am mâncat îngrijit, totuși, atenție, sunt simptome care nu sunt vizibile la toată lumea, cum ar fi intoleranța la gluten și la lactoză, și această intoleranță la gluten vă mănâncă articulațiile și oasele, cum a fost în cazul meu. Prin urmare, faceți-vă o iridiologie, să vedeți practic cum stați, cum, și în momentul în care dacă mâncați pâine, mâncați grâu, mâncați și vă inflamați, nu vă simțiți bine, aveți gaze, acolo practic este o intoleranță și atunci mergeți și detectați-vă, da, ca și radarul, să vedeți, pentru că de vreme ce noi intervenim în corpușorul nostru și detectăm, da, acele lacune și respectăm cartea doctorului Robert Morse. Apropo, v-am pus în chat, da, YouTube-ul, pentru cei care nu găsesc, da, nu au bani pentru a citi cartea sau chiar doresc, eu îmi doresc să ajut și să ofer valoare și astfel o citesc în public și este o carte audio pe care eu o fac, așa că puteți să vedeți de la primul capitol, da, să puteți să o ascultați, pentru că cartea aceasta, nu numai că practic mă ajută pe mine la școală, la master, dar nutriția și corpul nostru minunat ne ajută ca să putem să identificăm ce ne-am făcut bine în trecut și ce trebuie să facem ca să avem o viață sănătoasă. Da, să vă amintiți ce v-am spus despre animăluțele care n-au niciun virus, n-au nicio bacterie, pentru că ele se hrănesc cu plante. Bun, haideți să mai vedem mai departe și alte persoane care doresc să ne mai mărturisească anumite experimente. Mai avem timp de două persoane care să ne vorbească despre ceea ce au experimentat alături de noi și să ofere din inimioara lor aceste frumoase mărturii care să ajute întreaga noastră comunitate, o comunitate care crește în continuu, care ne fortifică și ne face să ne simțim foarte, foarte valorizați, deoarece acest lucru oferă tuturor încredere, curaj și valoare. Și atunci pentru noi este extrem de important să oferim, da, aceste informații tuturor. Iată, avem o mânuță, Ioan Borodi din Timișoara. Bine ai venit, Ioan, alături de noi!
Vezi că ești pe mut, dragă, să-ți deschizi microfonul. Bună seara tuturor! Bună seara, bună seara! Mă bucur să fiu din nou împreună cu voi, chiar că mă încarc de energie, văzând atâtea rezultate frumoase. Dar să vă spun ce am crezut eu când l-am auzit pe Victoraș prima dată, că spunea, noi nu lucrăm cu oameni bolnavi. Păi și mă gândeam, dar pe eu sunt bolnav, cum spui tu că nu lucrui cu bolnav? Da, într-adevăr, oamenii bolnavi merg la doctor. Oamenii care înțeleg că au nevoie de ajutor, vin aici pe grup și pun în practică și vedem rezultatele, vin unul după altul. S-a vorbit înainte de pașii care trebuie să-i facem pentru rezultate. Foarte important. O apă bună, H2O, post, mișcare și o stare bună a inimii. Cu siguranță niște lucruri care trebuia să le învăț și eu la școală, când eram copil. Ar fi foarte bine dacă acum le-ar învăța copiii noștri în școală. Și mă bucur că cineva s-a gândit să mă ajute și pe mine, cu toate că acea persoană n-a prea făcut progrese, că are așa un serviciu care nu-l lasă, dar îi mulțumesc mereu și o să facă și el. Dar primul lucru a fost faptul că am înțeles că eu nu beau apă bună. Și de aici ar trebui să pornim toți. Nu să spunem, lasă că bunicii, străbunicii au băut apă din pâraie, au băut apă din fântâni și nu au avut nimic. Nu e așa. Până când punem aparatul și vedem ce rezid are și ce scoate cu aparatul de electroliză din el, nu înțelegem că de acolo ne vin problemele. Chiar acum, alaltă ieri, am făcut la cineva analiză și când a văzut ce a ieșit din apă, s-a luat cu mâna de cap și a spus, băi, eu de aici sunt bolnav. Și aveam un aparat cu mine în mașină, l-am dus pentru altcineva și nu m-a lăsat să plec, numai să-l montez lui. Și l-a vântat și, interesant lucru, avea apă 470 rezid și o scos la 0,8. Nici nu mă așteptam. 0,8. Și când a făcut electroliza, ce o scos acolo, ferească Dumnezeu, s-o speriat. Bine, acum trecem mai departe la rezultate. Poate știți unii dintre voi, unii care sunt mai noi nu știți, dar i-am umblat foarte mult să-mi găsesc o soluție, o rezolvare la problemele mele de sănătate. Bineînțeles, nu m-am lăsat să mă vadă toți că sunt bolnav, dar am suferit foarte mult. M-am spus cu oboseală continuă, cu dureri, balonări, cu colonul, multe, multe probleme am avut. Chiar am fost plin de aluniță, care am crezut că niciodată nu o să scap de ele. Și acum, chiar de multe ori le caut aici pe gât, aici am avut una mare, nu mă puteam bărberi, o dispărut complet, pe sub braț. Și pe zi ce trece să văd mai multe rezultate. Așa că am reușit, am făcut curățări, am eliminat, ne-am curățat corpul, luăm un pumn de medicamente, e tensiune de inimă, de acid, de multe, multe, că nici nu mai știu pentru ce au fost, vitamine, și nu mi-a valorat nimic absolut. Eu eram același om care încă era mai rău, mai obosit și mai stresat și mai nervos, și pentru că mă vedeam în situația că mă gândeam cum eram eu și acum nu mai pot să fac nimic. Și așa că mulțumesc celui care m-a îndrumat și mulțumesc lui Victoraș și îmi cer scuze că 2 ani de zile l-am ocolit și nu l-am vorbit de rău, că nu am obicei să vorbesc de rău, dar în gândul meu am spus, lasă-mă în pace că și tu ai interesă. Dar uite că nu este așa, pentru că dietul Victoraș, el muncește zi și noapte. Și chiar vreau să-i mulțumesc de câte ori numai eu l-am sunat noaptea târziu, poate și mulți dintre voi, și el imediat a răspuns prompt, și, dar dacă l-am sunat e 2-3 odată, bineînțeles că eu știu, eu l-am sunat, avea cu altcineva vorbea și a vorbit și cu mine, mi-a răspuns și mie. Și mi-a fost destul, că eu am avut doar o întrebare mai simplă, și, dar am văzut cât e de ocupat. Așa că îi mulțumim și cei care au probleme în sănătate, să aibă curaj. Primul lucru, apă, H2O, post,
Eu când am auzit de post, am spus, băi, dar cum să lucrez eu cu post? Că postesc aia care stau la birou, că ei au timp să postească, dar un om care muncește nu poate să postească. E, dar e foarte important. Deci de seara, de la ultima mâncare, de la 6-7, să nu mănânci până a doua zi, la ora 10 sau 11. E extraordinar, de bine corpul se curăță, deci spălăm oala, curățăm oala în care mâncăm. Lucruri minunate. Mișcare. A treia e mișcarea. Și a patra, voia bună, o stare bună a inimii. Deci, vedeți, noi aici deja avem o stare bună a inimii. Când vedem persoane care zâmbesc, persoane care se bucură de rezultate, deja avem o stare bună a inimii și când ne ducem și în societate, cu toate că poate avem probleme, dar totuși zâmbim și când vedem persoane, ne gândim cum am putea să le ajutăm. Așa că eu am avut foarte mari rezultate, am eliminat și de la ficat, fără număr, cum spune Iguță, Petre Guguloaie, am eliminat de la colon, în câteva ture, kilograme. Și acum mai continui. O să mai fac ceva. Dar familia mea a început, mă bucur, pentru că a înțeles. Soția mea tot timpul a stat la 54, 56, 52 de kilograme, n-a fost niciodată grasă și a avut destul de energie. Acum a început să facă și ea și uimitor, e a treia săptămână, a fost acum zilele astea, joi seara, da. De zilele astea a făcut și a avut rezultate și de la ficat, dar de la colon. Nu a putut să iei toate plicurile care trebuia pentru colon. Noi știm care facem, avem 4, a luat doar 2. Și nu a putut, a simțit atât, o stare atât de rea, că amețel, stare de vomă, nu a simțit bine deloc. Și, na, eu am mai vorbit cu Victora și a spus foarte clar, băi, dacă nu poți să iei toate plicurile, iei un plic, iei 2 dacă poți, iei 3, iei 4, dacă nu poți, iei câte poți, nu contează, nu-i concurs, iei a doua zi. Sau ea e următoarea săptămână. A luat 2, doar 2 plicuri a luat, dar rezultatele, eu m-am speriat. M-am speriat că eu nu am avut așa ceva ce au avut la o tură, la o eliminare. Na, și acum e foarte bucuroasă. După ce a avut scaunul și a revenit, gata. Păi zic acum, nu mai am nicio problemă. Păi vedeți? Deci s-a lipit atât de bine pe intestinile noastre și pe colon, depunerile alea, că greu să dezlipesc. Și când se dezlipesc, ai o stare din asta de neplăceri, care amețeli, rău. Eu am mai avut mai mulți care au avut stări din astea și, bine, cartea ne ajută foarte mult. Deci nu neglijați, citiți cartea Dr. Robert Morse și mai ales capitolul 6.6, criza de vindecare. Să știm prin ce vom trece. Deci când treci prin asemenea situații, să te bucuri că astea sunt rezultate bune. Să te bucuri că ai rezultate. Acum chiar în seara asta am 2 persoane care și destul de tinere la Maramureș. Una chiar are 26 de ani. Cu probleme destul de grave și la doctor umbla peste tot și nu găsit rezultat. Și acum face și alta, una care o îndrumă, ea a făcut o tură de curățări. Da, și le-am sunat că seara să fac curățări de ficat, ca să mă asigur că e tot în regulă, că am înțeles bine cum se face curățarea și am spus că noaptea asta îmi lăs telefonul deschis, la orice oră să mă sune. Așa că așteptăm rezultate și cu siguranță vor fi rezultate foarte bune. Eu vă încurajez acum, deci nu vreau să vă conving, nu vreau să vă lămuresc, dar vreau să fiu fericit că v-am spus ce am făcut eu. Am luat decizie pentru mine. Și voi luați pentru voi, dacă credeți că aveți nevoie. Dacă nu, mergeți mai departe. Mergeți ca aia bolnav la doctor. Deci aici sunt oameni sănătoși care înțeleg că trebuie să facă ceva pentru corpul nostru. Și avem o obligație. Deci Dumnezeu ne-a creat și ne-a dat un spirit opus într-un corp. Noi avem obligația să-l îngrijim, să-l hrănim. Păi dacă noi nu-i dăm nici apă, sau îi dăm niște apă și aia cu rezid, pe cum avem noi grijă de corpul nostru? Suntem responsabili pentru lucrul ăsta. Așa că... Ioan Borodi, o întrebare, da?
Ai avut probleme foarte grave și noi știm acest lucru. Și ai încercat toate lucrurile posibile și imposibile, totuși, cu acest program zilnic, tu te-ai reparat. Credeai tu că este atât de simplu și atât incredibil, doar cu o banală apă să ți se schimbe viața? Credeai tu așa ceva? N-am putut să cred la început, dar văzând rezultatele altora, într-un fel am crezut. Nu v-am mai spus că am avut o problemă, că din cauza stresului am căzut cumva și așa psihic. Deci nici nu mai, memoria nu mai era cum era odată. Nu mă puteam concentra. Deci mi-era frică să mă duc încoace încolo. Și acum chiar că mi s-a clarificat memoria, deci chiar vorbesc liber acum. Chiar dacă vorbesc cu cineva, rețin și pot să-l ajut. Deci nu trebuie tot ca înainte, numai carnețelul și să notez orice am vorbit. Deci mă bucur foarte mult. Și n-am crezut. Deci n-am crezut că chiar putem să ne refacem corpul complet. Când a spus Victoraș că corpul se repară singur. Am rămas uimit. Cum se repare singur, că doctorul nu poate să-l repare? E adevărat. Deci Dumnezeu așa ne-a creat, că corpul nostru se reface singur dacă noi îi dăm ce-i trebuie. Și o mașină, dacă tu nu-i pui uleiul suficient, cum vrei să funcționeze? Așa și noi. Mulțumim tare mult, Ioan Borodi, și îți dorim să îndrum pe frumoasa și imensa ta echipă. Așa cum tu ești de sănătos, să-i ajut și pe ei și mult succes îți dorim în continuare. Mulțumesc tuturor! Avem aici foarte multe comentarii în chat legat de filtre, legat de apă, legat de protocol. Stimați domn sau doamne care sunteți acolo pe chat, v-am pus eu YouTube-ul cu cartea care se numește Să trăim sănătos fără toxine, de Robert Morse, unde eu am început să fac audio și vreau ca să o termin, să vă fie ușor la tot, să puteți să ascultați cartea, pentru că aplicând cartea o să vă ajute foarte mult în viață, ca să puteți să vă schimbați stilul de viață, numărul 1, și iar numărul 2, aveți îndrumătorul dumneavoastră care știe perfect ce fel de filtru, ce fel de apă, ce protocol aveți nevoie pe baza unui chestionar de sănătate pe care o să-l completați. Da? Deci fiți relaxați, dați-vă voie să fiți dumneavoastră, da? Și lăsați îngrijorările, pentru că cineva e invitat aici, vă iubește, vă valorizează și se va ocupa de dumneavoastră în privat, pentru că așa se efectuează aceste consilieri în privat, iar consilierea se cere, nu se dă, dar prin urmare cereți la cei care v-au invitat consiliere în privat și o să vă ajute. Dacă mai avem încă, mai avem timp de o persoană, da, o persoană minunată, uite, avem o doamnă, Leia Tudoran. Foarte frumoasă domnișoară, doamnă, nu știu, v-am luat așa pentru că am rezonat cu dumneavoastră că sunteți blondă ca mine și am zis, hai să vedem doamna asta frumoasă, de când este și de unde este pe acest pământ aici alături de noi. Bună seara la toată lumea, sunt din Petroșani sau din Bistrița, aș spune, m-am născut în Bistrița. Super. Și ne-am mutat în Petroșani, însă momentan locuiesc în Elveția. Wow. Un impediment ca să dau de dumneavoastră. Deci asta n-a fost super. Un impediment. Ce frumos! Când cauți soluții, găsești. La probleme, le găsești. Da, și am găsit cel mai minunat grup posibil aici. Într-adevăr, sunt alături de noastră de la sfârșitul august. Wow! Da, și bineînțeles că nici nu mi-a trebuit foarte multe întrebări. Am stat, am ascultat într-o vineri și am rămas mască și am zis năp. De deja după ce s-am terminat emisiunea, mi-am și comandat filtrul de apă. Deci asta a fost prima mișcare. Da. Nu credeam că am atâtea probleme, decât în timp îți dai seama că se rezolvă o grămadă de chestii care nici nu știi că le ai.
Deci nu, așa, și schimbând apa, bineînțeles că toate s-au pus așa, și-au pus rostul, s-au pus pe rostul lor. Nu? Oboseală, dureri. Ca un domino, toate bine s-au rezolvat. Aveam dureri de spate în continuu și eu tocmai căutam, de fapt, un doctor ca să micșorez sânii, că am zis mereu că e din cauza sânilor. Că de-aia mă doare coloana, din cauza greutății. Ce să vezi, că după ce am început cu apă, nu au dispărut și durerile. Super! Forma oboseală, care aveam o oboseală cronică și nu știam, am crezut că așa suntem, că așa e rostul vieții și cu cât înaintezi în vârstă ajungi să fii obosit, ceea ce este o minciună foarte mare pe care ne este implementată. Și am rezolvat-o și pe aia cu apă și până am început curățările, ca fiecare, la ficat. N-am scos mare lucru, deși încă mai lucrez acolo, dar sunt într-o perioadă mai stresantă și nu-mi permite momentan timpul, chiar nu pot, dar acum sunt la curățarea de sânge. Ați făcut deparazitarea? Ați eliminat balamul? Nu, aia, uite, acolo, deși au de la toată lumea, eu nu am eliminat niciun fel de viermișori, sub niciun fel de chestii de astea, sau poate nu am băgat eu de seamă. E posibil și treaba asta. Mai mult ca sigur. Luna viitoare, în ianuarie, o să urmez pe 3 în 1. Deci, așa. Da. Ce să zic, am mai făcut între timp curățări la ficat și după aia, deci după pauză de, după ce am făcut colonul, m-am întors înapoi la ficat și abia atunci am eliminat, după ce am făcut colonul, abia atunci am început să elimin foarte multe, ceea ce nu eliminasem în prima lună. Da, și săptămâna viitoare sunt în România și chiar vreau să-mi fac un set de analize să vedem cum stăm în general. Ce frumos! Păi erați așa de atentă la ceea ce era aici, că eu vă văd pe toți aici, Eu, mie îmi place foarte mult emisiunea de vineri, mă motivează în continuu când zic, păi, dar poate nu mai am nimica și am așa o cădere și zic, cred că nu mai vreau să fac sau poate vreau să mănânc ce mâncam pe vremuri și atunci intru mereu ca să mă impulsionez, să mă motivez singură, să merg mai departe și ascultând mărturiile de vinerea în general, asta mă face să merg ok, mai departe și îmi dă putere. Deci eu... Da. Vedeți că nu v-am mai auzit ultima dată ce ați zis. Probabil că s-a pierdut conexiunea. Nu, s-a terminat bateria la căști. Am înțeles. Așa, ziceam că vin pe grup vinerea mereu ca să-mi iau energia motivațională a grupului, pentru că oarecum la început cred că ai nevoie. La început nu ești foarte motivat de problemele personale și când vezi că încep să se curețe, să nu mai ai nimica, parcă încep să zici, păi nu mai am acum nimica, sunt bine, sunt sănătoasă, am energie, îmi trece. Și atunci zic, nu. Mai calc în lături, poate într-o sâmbătă, poate într-o duminică, dar știu sigur, cum vine lunea, automat pe cai. Foarte bine. Doamna Leia! Eu încă mai sunt la curățări, vreau să merg mai departe, că am o problemă mult mai gravă decât astea alte. Adică mai gravă. Nu mai e așa gravă, acum m-am obișnuit că există soluții. Exact. Soluția este să facem curățenia de generală de primăvară, de toamnă în corpul nostru. Abia în februarie am primele programări la ginecologie, unde să mă duc să văd dacă mai există domnii polipi și la rinichi, la fel, să verific dacă mai sunt și acolo. Și, pe urmă, vedem. Deci până prin februarie, martie, vin în continuu. Vin săptămânal să-mi iau sursa de energie. Da. Doamna Leia, ultima întrebare pentru dumneavoastră, pentru că, da, v-am remarcat așa că erați așa de atentă la tot ceea ce se discută aici și, adevărul este că sunteți și foarte frumoasă
și îmi place foarte mult când oamenii deschid și camerele, pentru că, da, aici, chiar dacă, de exemplu, vă invit să vorbiți, să zic și o propoziție, este suficient, așa că nu vă stresați, nu vă emoționați, că suntem într-o familie aici și totul este ok. Adică tot ceea ce spunem, spunem pentru binele celorlalți, iar ei trag un maxim de folos din tot ceea ce noi dăruim aici. Întrebarea mea este pentru dumneavoastră, doamna Leia. Știu că ați încercat foarte multe lucruri și nu ați dat de nicio, să zic așa, sursă de a putea să ieșiți din ceea ce dumneavoastră ați avut. Credeți că este atât de simplă ecuația noastră să-și schimbe apa și să schimbe viața? Nu, nu. Deci asta îi se pare imposibil la oricine și chiar văd și pe chat mereu lumea întreabă cum e posibil doar apa. Da, este posibil. Atunci când ai apă super curată, este foarte posibil, da. Și vreau să mai, așa, la sfârșit să mai zic pentru cei, se vorbea săptămâna trecută de crizele de vindecare, nu se vorbește destul de mult despre criza de vindecare și există și eu la fel am făcut, îmi sunam îndrumătorul noaptea că nu știam ce să fac, că eram oarecum speriată, dar ce mă bucur și eu cel mai tare, am scăpat de crizele de anxietate, deci alea au dispărut exact din prima zi cu apa. Deci nu mai există Xanax, nu mai există ce mai luam, Temesta și toate alea pentru da, anxietate se cheamă, nu? Julie, cum se... Da, eu sunt psiholog, da, și știu asta. Atacul da. De panică care pe mine mă cunoștea toate spitalele din jur, pentru că eu ajungeam cu atacul de panică la 3 zile la spital. Pentru că nu le puteam controla. Da, am fost și pe la psihiatrie, tot din cauza asta am ajuns să-mi dea injecții în cap, pentru că nu mă puteam controla, erau atât de puternice încât nu știam ce să fac. Niciun medicament nu mă ajuta. Și asta e cea mai mare reușită, una dintre ele. Deci am 3 luni care eu nici nu mai știu ce sunt alea medicamente și acum o să mă mut săptămâna viitoare, adică după, peste 2 săptămâni, și o să arunc toate medicamentele care încă mai sunt prin dulapuri, care nu mai au nicio folosință. Da. Crizele de vindecare, că acolo de fapt vorbeam, da. Ar trebui discutat mai mult lumea să sperie și n-ar trebui să ne mai speriem. Și într-adevăr, eu citesc cartea. De câte ori fac o curățare de ficat sau ceva, apare un simptom pe care nu-l recunosc. Acum știu, iau cartea și citesc în continuu. O citesc și o recitesc și o recitesc. Mă liniștește foarte mult în criza de vindecare. Așa da. Este. Doamna Leia, dragă, vă așteptăm mai departe și săptămânile viitoare. Oricum, sunt eu aici, vă pândesc, sunteți frumoasă și vă cam pândesc eu pe acolo. Când sunteți cu camera, v-am prins și v-am luat în vizor. Dacă mie așa îmi plac femeile care sunt frumoase și deștepte să fie aici la butoane. De ce? Ca să încurajăm pe toate femeile să fie și deștepte și frumoase, pentru că toate merităm mai mult. Și aici este o problemă foarte, foarte importantă. În România, în special, femeile se devalorizează. Și noi vrem să încurajăm, dragile noastre mame, surori, bunici, da, soții, da, învățătoare, profesoare și așa mai departe, să se valorizeze pe ele. Mulțumim, doamna Leia, și ne mai auzim în continuare. Auzim. Da? O seară plăcută tuturor. Asemenea. Iată, stimați colaboratori, stimați prieteni, stimați invitați, suntem la finalul acestei frumoase emisiuni de vineri seara, unde rezultatele dumneavoastră au fost gazdele acestei emisiuni minunate și vă mulțumim. O să aveți o ediție specială, o dedicație specială la finalul acestor minuțele, așa că stați până la final să vă simțiți bine. O muzică care știu că o să vă ajute. Și iată, ca și o concluzie finală la tot ceea ce s-a discutat în această seară, și este bine să vă notați faptul că sănătatea începe unde, așa cum a spus și Ipocrate, alimentele să ne fie medicamente și medicamentele să ne fie hrană. Hipocrate este considerat părintele medicinei moderne. Și este important să vă întrebați, tu când ai fost ultima oară la farmacia aceasta?
sau încă mai crezi că poți găsi sănătate printre chimicalele care sunt foarte toxice? Hipocrate a spus că sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o prețuiască, deși aproape toți se nasc cu ea, adică cu sănătatea. Iar Seneca, care a fost contemporan cu Hipocrate, a spus că oamenii nu mor, ci se omoară singuri. Ce zice de această maximă? Este extrem de adevărată, da? Pentru că observăm în mediul animalelor cât de simplu trăiesc din plante și nu se întâmplă absolut niciun virus. Noi, ce este important să subliniem aici, ne transmitem obiceiurile rele din generație în generație și nu moștenim boli, ci moștenim un stil de viață nesănătos. Suntem împovărați de greutatea excesivă, de sedentarism și de desconsiderarea regulilor psihologice pe baza cărora funcționează organismul nostru uman. Ce este extrem de important să știm că metabolismul devine ceea ce noi îi oferim, da? Hrană din belșug naturală, o apă bună, iar corpul intră în starea de refacere. Așa cum spunea și Hipocrate, noi suntem un microcosmos care trăiește într-un macrocosmos, iar macrocosmosul este întreg universul care l-a creat Dumnezeu. Și aceste legi universale, fie că credeți sau nu credeți în ele, dar ele funcționează oricum, ca atare ne și influențează întreaga noastră viață. Și așa cum acum toamna totul se așează, se transformă, totul se metamorfozează și noi trebuie să ne sprijinim corpul pentru ca el să facă un efort suplimentar de a se adapta la iarnă. Acum și digestia devine puțin mai greoaie, se și recomandă programele acestea care noi le avem, aceste protocoale, să ne putem detoxifia și fizic, dar și mental și să avem grijă la stres, pentru că stresul este cel care omoară cel mai important, 50% gândurile noastre sunt cele care oferă o piedică corpului nostru să se refacă. La nivel fizic suntem stresați pentru că suntem nevoiți să ne trezim dimineața, să mergem la un loc stresant. Nasul care curge, durerile de cap, oboseala, febra, toate tusea sunt semne tipice ale prezentului. Copiii sunt stăbiți de efectele virusilor agresivi, iar mămicile epuizate de nopțile nedormite. Însă, speranța sigură este cum ar fi să folosiți din grădina lui Dumnezeu aceste leacuri de mii de ani folosite care n-au dat greș niciodată. Da? Și aveți legătura directă cu îndrumătorii dumneavoastră care vă oferă niște leacuri, niște protocoale extraordinare naturale, ce vă ajută să vă restartați sănătatea și viața la superlativ. Ce trebuie să faceți? Să luați o decizie, da? Bine, ne vedem săptămâna viitoare de la ora 20, de luni până vineri, da? La frumoasele noastre maratoane în care vă invităm împreună cu prietenii și familia ca să vă schimbați viața la superlativ. Vă doresc o seară binecuvântată și un weekend de vis tuturor. La revedere și aveți o dedicație specială!